cum dăm bani? Crezi că le știi pe toate? Tot programul? Ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Dar să dăm cumva și la dublu sau nimic, nu? Adică asta e plus față de cadourile pe care le dăm azi. Da. Bonus. 1600 de euro avem în dimineața asta. Ban pe ban a pus Luca, n-a dat ieri niciun eurici. Ieri n-a fost să fie. N-a fost să fie, n-a fost să fie. Da. Dar azi poate dăm. Andrei din Reșița e cu noi. Bună dimineața! Salut, Andrei! Bună dimineața! Să trești! Bine venit, ce faci? La muncă. Ce muncește dânsul? Bobinator. Bobinator. Ce bobinezi? Băi, bobinezi bobine. Motoare. Motoare, cum? Și Luca bobinează în fiecare dimineață. Băi, ce adevărat. Știi că eu am lucrat într-o fabrică pe vremea Ceaușescu. Lucram la atelierul Surse și lângă noi era atelierul Bobinaj, unde se bobinau motoare, într-adevăr. Iar muncitorii din fabrica comunistă, plini de ingeniozitate, foloseau resursele fabricii ca să-și construiască mașini de spălat. Auzi, Vlad de Știrăta, ești tineret. Pentru că aveam atelier de table, atelier de bobinaj, atelier de surse. Tot ce trebuie. Tot și vopsitorie. Tot. Acum e, Andrei. Poftim? Zic, acum e, dacă vrei să faci o mașină de spălat, ai tot ce trebuie în fabrica acolo unde lucrezi tu? Mai mici operațiunile. Nu prea mai merge. Peste tot. Aha, am înțeles. Tot, da. Ce să facem? Da. Bine. Bine, domnul Bobinate. Ești cu colegi, ești singur, cum ești? Singur. Vezi că poți să-mi bobinezi niște bănuți bune azi. Da? Este ca un exercițiu de dicție. Da. Și astăzi, în mod special, o să iei 1600 de euro lejer. Azi fiind ziua Europa FM. Asta, mă rog. Știai asta? Da. Ne asculți de mult? Eu. De la ora 7. Deci ne asculți, de mult, de o săptămână, două. Nu, de vreo 15 ani, dacă nu mai bine. Oh, ce tare. Eu, bravo, Andrei. Acolo. Bine, Andrei, trebuie să spun din capul locului. Deci ai prins debutul lui Luca. Că două întrebări au legătură cumva cu aniversarea Europa FM. Două sunt obișnuite, ca să nu crezi că până la capăt numai întrebări de felul ăsta, da? Da. Nu e nicio capcană, îți spun deschis ca să știi. Bine, hai să începem. Mult succes, Andrei. Mulțumesc. 200 de euro. Andrei, cum spuneau și Vlad și George, astăzi aniversăm 22 de ani și facem cadouri. Așa că în această ordine de idei, spune-ne în ce an s-a lansat Radio Europa FM. 2000. Aoleu, mi-ai dat niște emoții, prietene, bobinator. Păi, cum ai stat atâta să te gândești? Păi ca să fiu sigur. Aoleu. Foarte bine, Andrei. Băi, ce bine că... 2000, așa e. Bravo, 200 de euro, Andrei. Bravo. Ai 200 de euro, Andrei. Mulțumesc. Cu drag. Mergi la a doua întrebare semi-aniversară? Da. Bun. Nu e hotărât. Bravo, Andrei. Tare, da. Dar mergem. 400 de euro. Asta cu întrebare tangențială cu aniversarea Europa FM. O să vezi imediat, Andrei. Îți place muzica? Da, îmi place. Atunci ai șanse bune să știi răspunsul acestei întrebări de 400 de euro în dimineața zilei de 22 mai la Europa FM. Ce trupă interpretează piesele Joyride și The Look? Zi o trupă. E favorita lui Zaf. Dacă asculți de 15 ani Europa FM, ai ascultat de 15.000 de ori aceste două piese. The Joyride. M-a ascultat, dar nu-mi vine. Nu. Ești un accent. Așa, după nume. Trupa aia de zici că e rock, dar nu e. Da, aia de râd eu de Zaf tot timpul. Păi dacă și e el de mine. Glam rock. Hello, you fool, I love you. Cine e Andrei? O proculeț. Cine să fie? Formația vocală instrumentală Roxette? Da, păcat. Roxette, mă, Andrei Firar să fie. Îmi pare tare rău. Mi-ar fi plăcut să știi și răspunsul la această întrebare. Nu-i nimic. Mie.
La acest aniversar n-am dat banii, uite. Că noi nu vrem de ziua noastră să fie nimeni supărat. Da, asta e. Concursul e concurs. Așa este. Felicitări că ai ajuns până aici, dar banii rămân la noi. Mâine plecăm de la 300, nu? Păi da, și la anul o să poți să trimiți și tu un mesaj cu amintiri din... Nu, ca un pic surprins. Da? Serios? Da, mă, da. Și la anul și la mulți ani. Andrei, la anul te înscrii cu amintiri, da? Pentru premiul de 1000 de lei, dacă o să fie și la anul, poate la anul o să fie mai mare. Și ți-amintești cum ai participat la dublu sau nimic și n-ai știut de rog set. Bam, bam. Da. Și la anul întreb de Ace of Base. Da. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.